Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Sfințite Părinte Paroh, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Prea cu cel ce Părinte Paroh și iubiți credincioși, suntem în ziua unui mare praznic. Într-o duminică binecuvântată, ajungând deja iată la jumătatea postului Sfintei Mării, totodată la o zi după al doilea hram al bisericii noastre, Sfântul Ioan Iacob Românul, sau Pozevitul, și la câteva zile, de când Părintele, iată, deja a împlinit 5 ani de când a fost de când am venit aici, 1 august 2018. Suntem, cum spuneam, în vremea marelui praznic a schimbării la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Unul dintre cele mai mari praznice împărătești ale bisericii noastre din cele 12, și unul dintre, care constituie unul dintre cele mai frumoase evenimente sau momente ale istoriei mântuirii neamului omenesc. Pentru că astăzi, în acest praznic, avem ocazia, privilegiul sau șansa de a-L cunoaște pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat. Pentru că pe muntele cel înalt al Taborului, având cei trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, și cei doi corifei ai Vechiului Testament, Moise și Ilie, El își arată umanității întregi, nouă tuturor, dumnezeirea sa, fiind înțeleasă și percepută atât cât puterea omenească o poate face, atât cât apostolii, ucenicii săi au înțeles, dar care, bineînțeles, în momentele acelea au fost extrem de impresionați și foarte copleșiți de măreția și de încărcătura duhovnicească și plină de har al acestui sfânt eveniment sau moment. Suntem în mijlocul sau în centrul unui praznic al revelației și al descoperirii, sau mai bine spus, al arătării. Fiindcă, pe de o parte, se arată Mântuitorul nostru Iisus Hristos Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp, arătându-și, deci, dumnezeirea sa, spre a vedea cei de atunci și de acum și de din totdeauna că El este cu adevărat Mesia, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Dumnezeu cel adevărat, nu un proroc prea înalt sau un om ales sau un lider religios, ci Dumnezeu cel adevărat, a doua persoană a Sfintei Treimi. Iar pe de altă parte, ne bucurăm de revelația Sfintei Treimi, ca odinioară la botezul Domnului, pentru că, iată, Mântuitorul se află pe muntele Taborului, Duhul Sfânt sălășluiește asupra sa ca un nor, iar din cerul se aude cuvântul Tatălui, care spune: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit de acesta să ascultați. Vă să zic că Dumnezeu Tatăl îl încredințează, îl acreditează pe Dumnezeu Fiul cu toată autoritatea spiritual, duhovnicească sau morală, arătând tuturor de atunci și de acum, de aici și de pretutindenea, că El este Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, cel viu, prea înalt și veșnic. Și iată, sunt atât de impresionați ucenicii, încât Petru spune: Doamne, ce bine ne este nouă să fim aici. Iar de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului sunt, cum spunea Moise și Ilie, spre a arăta lumii întregi că Dumnezeu a desăvârșit Vechiul Testament, fiind începătura sau începătorul Noului Testament, care odată cu El s-a întemeiat și care în Noul Testament continuă, căci cuvântul Scripturii se perpetuează
în inimile și în mințile sau în sufletele tuturor celor care îl citesc, îl ascultă, îl împlinesc sau îl respectă. Adică a tuturor celor care sunt botezați în numele Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și care ascultă, împlinește cuvântul Scripturii și al Sfintei Evangheliei, care de atunci și până astăzi și de aici încolo, până la sfârșitul veacurilor, sunt creștini cu fapta și cu purtarea și cu viața, iar nu doar declarativ, cu numele. Și nu poți fi creștin dacă nu asculți cuvântul Scripturii, nu-l împlinești, nu-l citești și nu-l cunoști. Bună oară, noi astăzi citim foarte puțin Sfânta Scriptură, așa ca o paranteză. Deși acolo, în cuvântul Scripturii, în rândurile Sfintei Evangheliei, în paginile Sfintei Evangheliei, se găsește toată învățătura, toată viața și toată dragostea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Față de noi oamenii, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, căci de aceea s-a arătat ca Dumnezeu pe muntele Taborului, schimbându-se la față. De aceea, atunci, acolo s-au arătat persoanele dumnezeiești ale Preasfintei Treimi, ca să ne încredințeze pe noi că pe El trebuie să-L urmăm, pe El trebuie să-L împlinim și ascultăm, a Lui învățătură și voință trebuie noi să o respectăm și să o împlinim, să o lucrăm în viața și în viețuirea noastră. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei consemnează tot acest eveniment al Duminicii, al praznicului de astăzi, care în fiecare an este serbat de către Biserica noastră la dată fixă, la data de 6 august, în pericopa evanghelică ce s-a citit la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, la capitolul 7, versetele 1 până la 9. De ce vă spun de fiecare dată trimiterea scripturistică? Pentru că nădăjduiesc că poate unii dintre dumneavoastră veți mai citi și reciti aceste pasaje sau pericope evanghelice din Sfânta Scriptură. Că noi creștini trebuie să avem în casă Sfânta Scriptură și să nu o ținem pe post de obiect de decor, undeva într-o bibliotecă, și să o citim, să-L citim cuvântul Scripturii. Începând cu Vechiul Testament și, bineînțeles, terminând cu Noul Testament. Mari duhovnici ai noștri, mari părinți duhovnicești, cum era bunăoară și Părintele Teofil Părean, dădea creștinilor, ucenicilor săi, fiilor săi duhovnicești, canon, ca zilnic să citească două capitole din Noul Testament. Și care lucru ia maximum 15 minute. Și spunea celor mai evlavioși sau rânditori să citească câte un capitol sau două și din Vechiul Testament, dar din Noul Testament obligatoriu. Pentru că acolo găsim, cum spuneam, toată legea și prorocii. Ce trebuie să înțelegem sau să reținem, să învățăm de la acest mare praznic al Bisericii, schimbarea la față? Unde noi spunem cumva e propriu schimbarea la față. Repet, este vorba de arătare, descoperire sau revelație. Altfel spus, Iisus Hristos aici, acum, în acest moment, pe muntele Taborului, își arată, își descoperă dumnezeirea sa umanității întregi. Subliniez și repet acest lucru ca să înțelegem corect și exact ce s-a petrecut atunci, acolo, pe muntele Taborului. Și care praznic și eveniment este indispensabil mântuirii noastre. Pentru că acolo, cum spuneam, Hristos și-a arătat dumnezeirea, iar Dumnezeu, Sfânta Treime, s-a arătat în toată plinătatea și deplinătatea sa în cele trei persoane dumnezeiești ale Preasfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Acestea sunt fundamentele sau temelia Bisericii și a credinței noastre. Iisus Hristos, Domnul și omul, Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp, a doua persoană Sfintei Treimi și Sfânta Treimi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și apoi, ce frumos,
Toate acestea sunt însoțite de Maica Domnului, în care post noi ne aflăm și pe care îl cinstim cu multe evlave acest post, pentru că o supravenerăm și o respectăm cu multe evlave pe Maica Domnului, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria. Sfântul Ioan Iacob Românul, pe care l-am pomenit ieri, a trăit în ultima parte, în ultima vreme a vieții sale, pustiul Hosevei, aproape de peștera unde a viețuit Sfântul Ilie, care este ocrotitorul principal, primul hram al bisericii acesteia. Vedeți cum lucrurile se leagă, pentru că Sfântul Ioan a trăit în proximitatea Sfântului Ilie, care este unul dintre martorii oculari a evenimentului și praznicului sau momentului duhovnicesc de astăzi. Prin urmare, biserica noastră și biserica aceasta și toate bisericile, dar în special această parohie, este binecuvântată de Sfântul Ilie, care a fost pe muntele Taborului, de Sfântul Ioan Iacob Românul, care a stat în aceeași vale, în aceeași zonă în care a viețuit și Sfântul Ilie. Și iată, ne bucurăm de acest praznic al schimbării la față, care trebuie, nu că o fi copățit, trebuie să schimbe și viețile noastre. Praznicul de astăzi trebuie să schimbe viețuirea noastră, purtarea noastră, comportamentul nostru, modul nostru de a fi. Dacă am fost răi, să devenim buni. Dacă suntem buni, să fim și mai buni. Dacă până ieri ne-am raportat la Hristos într-un fel sau într-un mod poate ușor superficial, de aici încolo, de astăzi înainte, să fim mult mai serioși și mai asumați în raportul sau în relația noastră cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Că până la urmă, de aceea venim la biserică, aici, în Taborul în care Hristos vine și se arată nouă, în chip mistic, euharistic, pe Sfânta Masă a Sfântului Altar, în Sfânta Liturghie, dându-ni se nouă mâncare și băutură, prin Sfânta Împărtășanie sau Dumnezeiasca Comunicătură, pe care dacă îl vom mânca și îl vom bea, nu vom mai flămânzi și nu vom mai înseta în viață. Practic, minunea Taborului se repetă și se manifestă și se descoperă, se împlinește, se desăvârșește la fiecare Sfântă Liturghie, cu fiecare Sfântă Liturghie, în fiecare Sfântă Biserică și în viețile și în inimile sau în sufletele noastre, de fiecare dată, sau cel puțin așa trebuie să fie, de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie. Și mai ales de fiecare dată când ne și împărtășim la Sfânta Liturghie. Cuminecându-ne cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos euharistic din Sfânta Împărtășanie, mai ales în această perioadă binecuvântată a postului, când ne pregătim în acest sens, postind, rugându-ne mai mult și făcând toate faptele cele bune ale credinței, ale milosteniei, ale iubirii lui Dumnezeu și ale dragostei față de aproapele sau semenul nostru. Toate acestea se împlinesc și se desăvârșesc astăzi la acest sfânt praznic. Unul tare frumos, care are și niște obiceiuri foarte frumoase și care ne arată nouă dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii. El n-a făcut nimic pentru El. El nu avea nevoie de acest praznic sau eveniment, de această arătare sau descoperire, o revelație. Nu avea nevoie, că era și este Dumnezeu. El toate le-a făcut pentru noi. I-a luat pe cei trei ucenici drept martori. S-a îndepărtat de tot zgomotul lumii și al celor care îl împresurau și îl înconjurau și îl îmbulzeau, lăsându-i la poalele muntelui. Și-a urcat pe muntele cel înalt al Taborului, unde astăzi este un praznic frumos și unde poate ați fost și ați văzut. Frumos ar fi dacă ar fi fost sau dacă ar fi dacă ați reușit sau am reușit să mergem chiar de schimbare la față. Pentru că, într-adevăr, în această zi, până în ziua de astăzi, muntele este acoperit de un nor, ca și atunci.
Și cum spuneam, el s-a retras acolo în munte, cum a făcut-o și altă dată în pustia Carantaniei și în alți munți al fericirilor. Și a început a se arăta ca Dumnezeu adevărat. Când noi vrem să ne arătăm lui Dumnezeu, așa cu toate ale noastre, bune și rele, cu plusurile și cu minusurile sau scăderile noastre, să ne retragem, să lăsăm toată volbura acestei lumi, toată gălăgia cotidiană sau zilnică și să ne retragem stând cu Dumnezeu de vorbă în Sfânta Rugăciune, care este cel mai frumos și binecuvântat dialog pe care noi îl putem purta cu Dumnezeu oriunde și oricând, în tot locul și în tot ceasul. Căci de aceea spune Sfântul Apostol Pavel și ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Nu poți face acestea în vorbă, în gălăgie, trebuie să te retragi, pentru că noi nu suntem la nivelul Sfinților, să nu ne mai tulbure nimeni și nimic. Și noi imediat ne irităm, ne agităm, suntem influențați sau împresurați de diferite stări, de diferite situații, de toată aglomerația acestei lumi. Și atunci ne retragem, cum spune tot cuvântul Scripturii, în cămara noastră și ne rugăm lui Dumnezeu. Și spunem lui atunci, acolo, tot păsul nostru. Și acolo se va petrece. Sunt convins de aceasta și puteți, cred, confirma lucrul acesta. Un eveniment taboric în viața noastră, pentru că Hristos vine la cel pe care îl cheamă, la cel pe care îl solicită, la cel pe care îl invită. Dumnezeu Hristos, Domnul, imediat să arată. Și face rânduială în viețile noastre și aduce lumină în întunericul vieții și viețuirii noastre. Și pune ordine în viețuirea noastră. Și aceasta, repet, se poate atunci când te retragi puțin. Vedeți că de multe ori și în viața noastră zilnică, socială, suntem angrenați în tot felul de activități, evenimente, acțiuni. Suntem prinși în tot felul de proiecte și lucrări, încât la un moment dat ne împreștiem, ne risipim, ne pierdem. Și atunci e bine să ne mai resetăm, să ne mai restartăm și să ne adunăm, să ne revenim în sinea noastră, să ne adunăm într-o ale noastre, în lăuntrul nostru, în interiorul nostru și să ne retragem puțin. Căci altfel vezi lucrurile când te retragi puțin și vezi toată volbura și presurarea acestui veac. Vezi lucrurile cu luciditate, ești mult mai cerebral și mai obiectiv, mai cumpătat, mai măsurat și mai echilibrat. Și atunci avem timp și loc de Dumnezeu și de rugăciune. Și Dumnezeu îi se va arăta și nouă, precum odinioară ucenicilor săi, pe muntele Taborului, în taborul nostru. Se va arăta în dumnezeirea sa și în dragostea sa față de noi, față de toți la oaltă și față de fiecare în parte. Și dacă ne vom mai și spovedi și ne vom mai și împărtăși, cu atât mai mult, îl vom descoperi pe Hristos, îl vom cunoaște și recunoaște mai bine, mai amănunțit, mai clar, mai limpede. Vom avea o relație mult mai strânsă și mai profundă, nu una superficială și pasageră, ci una statornică, durabilă, serioasă, responsabilă și asumată. Și atunci, lipindu-ne de Hristos, ajungem să înviețuim împreună cu El, să conviețuim cu El. Și atunci vom spune și noi, precum odinioară ucenicii săi, ce bine ne este, ce bine mi este mie să fiu aici. Sau ce bine ne este nouă să fim aici așa. Și de ce au spus ei? Să facem, Doamne, trei colibe. Una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pentru că nu vroiau
să mai iasă din acel eveniment, ori să se mai îndepărteze de Hristos și să se mai schimbe lucrurile. Vreau să rămână așa, să fie așa. Nu vreau ca lucrurile să se termine, ci să rămână în felul acesta până la nesfârșit. Cum și noi, în momentul în care cu adevărat îl întâlnim pe Hristos și îl descoperim pe El, nu vrem, după ce îl cunoaștem, să ne mai îndepărtăm ori să ne mai înstrăinăm de El, ci dimpotrivă ajungem să-L iubim tot mai mult și să ne apropiem și să ne atașăm tot mai mult de El. Până la urmă, cam acesta ar fi scopul, ori rațiunea sau noima acestui praznic. Și nu numai al acestui praznic, dar vorbim în mod deosebit de el astăzi și al întregului parcurs al Sfintei Scripturi și al Sfintelor Evangheliei și a celor 3 ani și jumătate de misiune și de viețuire misionară a Mântuitorului nostru Iisus Hristos aici pe pământ, cum spuneam, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire sau sfințire sau înveșnicire. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca de aici nici noi să nu plecăm. Pentru că ce este biserica dacă nu casa lui Dumnezeu, casa Domnului, pe care, iată, noi o construim. Făcută este de mâini omenești, dar pentru Dumnezeu, ca locuință Lui, pentru a sălășui și viețui El în ea, împreună cu noi. De aceea noi trebuie să fim și să rămânem permanent în această casă, la oaltă cu Hristos Domnul. Pentru că știți bine că acolo unde te simți bine și ți este bine, n-ai mai plecat de acolo. N-ai mai vrea să se termine evenimentul respectiv sau atmosfera, ambianța respectivă. Te bucuri, te simți bine. Radiezi de bucurie. Fie că te întâlnești cu cineva drag, fie că te duci acasă la părinți de care te-au ostruit dorul de atâta vreme, fie că mergi undeva și te simți bine, ai vrea să nu mai pleci de acolo sau dacă ai plecat să te reîntorci. Aici trebuie să ajungem noi. La dorul și la dorința de a nu mai pleca de aici, din această casă, sau dacă plecăm, de a ne reîntoarce cât mai curând, cât mai grabnic posibil. Și atunci, rămânând aici și fiind aici cu Iisus Hristos, ne vom împărtăși și noi de lumina taborică a lui Dumnezeu și a Sfintei Treimi. Ne vom împărtăși și noi de binecuvântările cele mântuitoare și sfințitoare pe care Hristos Domnul le-a adus cât a trăit pe pământ în viețuirea noastră și pe care El le-a desăvârșit într-un fel atunci, acolo, pe muntele Taborului, pentru cei de acolo și de atunci și pentru noi toți, pentru noi oameni și pentru noastră mântuire. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca postul în care ne aflăm, Maica Domnului și praznicul de astăzi de care ne bucurăm, într-un mod cu totul aparte, să schimbe viețile noastre. Hristos Domnul să fie pentru noi punctul de pornire și de sosire în viața noastră. Reperul, busola sau paradigma la care noi ne vom raporta permanent în viața și în viețuirea noastră aici pe pământ. Ca astfel trăim și fiind, să ajungem să rămânem cu El în taborul cel înalt al Împărăției Celei Cerești și Veșnice a Preasfintei Trei, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.